Salutare adventurieri ai Minecraft-ului, ce mai faceți? Astăzi o să vă prezint ce s-a adăugat nou pe noul snapshot de Minecraft, adică lucrurile care se vor adăuga în noul update 1.22. V-aș ruga să vă uitați până la finalul videoclipului pentru că m-a ajutat foarte mult și desigur un like și un clopoțel acolo la subscribe dacă mai doriți clipuri de la mine, să fiți notificați, ok? În primul rând o să vă prezint noul mob care se numește Cracking, ok? Cam așa arată el, trăiește în noul biome pe care o să vi-l prezint imediat. Deci, după părerea mea, este un fel de copac viu, să zic așa, este un mob ostil, te va ataca și se va spawna în noul biome pale. În caz că nu știați, este foarte fragil, adică dacă îi dau un hit, moare. Bun. Iar acum, ce trebuie să faceți ca să vă duceți la noul biome? Scrieți așa această comandă. Locate biome Minecraft Pale Garden. Ok? După aceea apăsați pe coordonatele pe care vi le-a dat și vă va teleporta la noul biome. M-a teleportat, dar nu știu de ce m-a teleportat în pământ. Logic, pentru că este beta, adică snapshot, de-aia. Și ia uitați cum arată. Adică este pal totul. Desigur, când va fi adăugat oficial, va fi mai mare biomul. Aici mi-a dat doar într-o mică părticică, să zic. Ia uitați-vă și voi cum arată. Și aici poate fi găsit doar noul mob. Atât. Nimic nu se va spawna în afară de acest mob. Bun. Nu sunt chiar așa foarte multe de spus despre acest snapshot. Doar noul mob, noul biome, care aveți aici o părticică din el. Și desigur mai avem bundle care au căpătat noi culori. Prezentasem acest bundle într-un videoclip de acum ceva timp și era doar pe această culoare, maro. Dar acum avem și alb și gri și toate culorile care le aveți aici, albastru, mov, roz. Deci puteți face ce vreți. Și cu acest bundle puteți stoca itemele să le cărați. Practic ce face un săculeț. Ia, hai să vă arăt acum. Am pus câteva iteme aici în inventar și tot ce trebuie să faceți ca să le puneți în bundle e să apăsați pe ele și pe bundle și vi le va băga acolo. Ok? Și așa ai mai mult spațiu în inventar. Este o chestie genială. Adică nu era posibil acum câteva săptămâni să zic chestia asta. Vă, cum vi se pare, lăsați și voi un comentariu acolo dacă vi se pare ok acest update. Sau dacă am omis ceva, pentru că nu am avut timp să mă uit peste tot, să văd dacă s-au mai adăugat și alte chestii. Desigur, mai este acest lemn pal, ok, și aceste stripped pale oak log. Vă rog să nu ziceți nimic de engleza mea și tot felul de chestii pe care le poți face cu noul lemn din noul biome. Este un lemn alb, așa, pal, pe română. Dați-vă și voi aici. Ia, ce poți face cu el? Pale. Vedem. A, până și bărci. Ce tare. Deci puteți face sign-uri. Chiar este destul de OP, dacă mă întrebați pe mine. Și sper să vină cât mai repede acest nou update 1.22, pentru că până acum a fost insane. Tot ce s-a adăugat, de la chestia cu minecarturile și că poți să trimiți villagerii în spațiu. Am făcut un videoclip și pe chestia asta, în care v-am arătat practic cum să faceți acel minecart și ce comandă să folosiți. Nu este foarte greu de făcut. O să vă las un link în descriere dacă nu uit. Și că tot veni vorba cu vizionarea clipurilor mele. Am observat că unele clipuri de peste 10 minute nu sunt vizionate, să zic așa. Acest videoclip, desigur, nu va avea 10 minute. Dar nu mai știu efectiv ce să fac. Să postez clipuri de 5 minute, maxim 6-7. Sau să postez de 10. Mai mult de 10 nu o să mai fac clipuri, poate așa mai rar. Pentru că degeaba le fac, pentru că am observat că nu le recomandă YouTube-ul. Bine, nici nu sunt cine știe ce editate și pentru că îți ia foarte mult timp. Deci cine zice că e ușor să filmezi în 2024, aproape 2025,
se înșală amarnic, mai ales dacă nu ai o comunitate mare, dacă nu ești YouTuber mare. Ce să mai zic de alți YouTuberi cu peste 1 milion de abonați din România, care practic la 1 milion de abonați sau 1,5 milioane au 20.000 de vizualizări. Înseamnă că nu ar mai trebui să mă plâng, pentru că ăsta este YouTube în 2024. Postez și eu când am timp și asta este din păcate. Sper că n-am omis nimic totuși din acest snapshot. Lăsați în comentarii dacă totuși observați ceva și noi ne vom revedea cu un nou videoclip. Ciao, fraților!